Militarii detașamentului de pompieri Vatra Dornei au intervenit cu două autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o anexă din localitatea Șarul Dornei. La sosirea echipajelor ardea generalizat o anexă cu pericol de propagare la două case de locuit și la o altă anexă. A ars anexa construită din lemn pe o suprafață de aproximativ 36 de metri pătrați și s-au degradat bunuri din interiorul acesteia. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost efectul termic al curentului electric, generat de un cablu electric defect sau deteriorat. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au salvat cele două locuințe și anexa din apropiere.